Deci cum stă el deschis? Ia. Așa vii cărți și ei singur, dacă vrei? Da, kilogram. Și așa e tot. Toți biscuiți stau dezvăliți. Toți, absolut toți. Tot așa niște informații. Plătiți să pun. Da, 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 am înțeles. Fără informații. Cum știi când e fost produs și e conține? Da, A, e când e fabricat, mm-hmm. B, când, când expiră. Mm-hmm. 13.03.2023, noi suntem am în luna... 6. A, 6. 3 luni de zile. Jele. Termin și expiră. Da, uite, șters, nu zi termin, Dar când el expiră? Nu se vede, nu știu, dar nu ești chiar. Dar când el expiră, doar? Ultimul 2024? Spune că este 2024, zice. Tu ești ceva 2024? Nu, nu se înțelege. Nu se înțelege că este 2024. Cum ai putea să demonstrezi că este 2024? Dar nu se înțelege că e nici. Dar nu se înțelege nici, eu puștiu nici nu se înțelege. Câțiva ani de-am stai. Când expiră cineva? Nu știu, tu ești vindicat. Te-ai scoasă, tata, aici nu-i scoate. Da, aici tot. Și e. Tu că uite 24 de luni, tot 24 de luni, dar când poate este... Poate stai să vedem. Este pe ambalaj, da, de fabricare ambalare la țară. Este pe ambalaj. A spate în foc, stâng sus. Asta și nu scris. A, aia și scrie, da. Unde produs. Unde? Produs. 25 martie 2021. Nu, dar așa nu nică. Păi, gata, e expirat oricum. Dar așa nu nică. Ok, dacă aici este. Ia, trebuie să este expirat. Văd. Stai. 19 mai 2021. Vin. 2 ani valabil. Da. Și băi. Nu vreau să facem. Vin. Ce? Vreau să scoatem pe produs. Aici sunt de sub, sunt nu știu, socul. Unde de sub? Cred că aici am luat. Ce? Vedem ce-s cu socurile astea. Da, terminul bun. 2023, băi, ce cât e bun. 2022. Sigur. E fabricat în 2021, nu știu până în 2022. Expiră. Nu-i bun. E două, una. Ia, băi. Aproape un an. Ia, băi, pe 10 luni expirat. Ia, uitați-vă. Sub 10 luni expirat. Doamne, Dumnezeu. Doamne. Știi dacă am mai să-l deschiz pe el și storni într-un papar? Are mușică aia? Da, da, îți închipui și smaci n-a să răti. Încă? 6-6-6. Încă un suc extra. 6-6 a noi, e data de 22. E două zile astea, nu-i strașnă. 18. Da. Asta. 6-6-6. Trebuie să-mi spuneți unde se află cartea de reclamație a dumneavoastră? Asta e cea mai. A, ați găsit-o? Registrul de reclamație. Nu, nu. 26 noiembrie 2012. Tu-ți imaginezi că ai? Mhm. 2012. Dar n-are nimic. Nu o scrie nimeni niciodată. Cum? Atâtea produse și nu o scrie nimeni niciodată pe nicire? Verific. Și fără notații, fără nic? Da? Da, eu nu-i văd data. Dar nici anotații nici. Da, 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 vă ascult. Poftim? Nu mă fac. De ce? Nu am rugăminte, am rugăminte. Eu vă ascult, da. Dar poate dacă aveți întrebare, doriți să vă răspund? Ce este? Că le-au scos na click, le-au scos anotația, le-au scos de... Asta și indicat? Dar nu știm. Azi e rupt Bucovina. Nu, data e rupt este așa. Așa și indicat chiar. Asta e Bucovina. Nu mai, ia stai, dă să-l schid. A, dar uite, asta e sticlă de Bucovina. Dă să-l schid. Asta, dă să întrebăm ce-ați prostat. Asta ce-i? Apă dulce? Dar unde e anotația? Ce fel de apă dulce?
Ha? Nu răspunzi la întrebări. Nu, e de clar. Da, să deschidem. Dacă ceva, eu cumpăr. Ce asta? Asta e pe dulci? Tot e pe dulci? Ia stai, e fermă. Up, eu mă înțeles și ce se întâmplă, pățani. Ia. Dar pe asta e încălcare gravă. Asta adânșa e pe dulci, tu-ți imaginezi? Asta iar miroasa gen. Dar asta e și este gen, dar tu știi ce asta fel de gen? Asta e vin. Asta e încălcare. Păi cunoașteți? Eu vreau să o cumpăr. Poftim? Bine, scanează, vă rog frumos. Cum nu? Păi de ce? Tu știi ce asta, băi? Asta e contrafacere. Da, și e vânt asta. Asta mă tine cod pe anam, nu vreau să... Îi scoatem pe tete. Andreea, tu-o scris luști, Max. Nu vreau să... Îi scoatem pe tete, pățani, îi scoatem pe tete. Ia și asta, dar poate să-i încălcare. Nu vreau să fac afirmații false, dar mă tine că e cod pe anam. Tu înțelegi cât e aici, băi? Tu înțelegi cât e aici, băi? Ia filmează încolo. Uite, e plin, rău. Uite și aici. Ia, în șoche. Asta e vin. Da, dar e vinul de lora. Tipa care îl vând, lucrătorul. Ia, în șoche, băi. Încă așa ceva n-am întâlnit. Chiar așa ceva n-am întâlnit. Îi scoatem pe tete, băi, Max. Dar sunt multe, dă-i un cărucior ceva. Ei n-au nică, duc minte, adunță. Sunteți de acord să fărsați, să chemăm poliția acum? Păi dacă nu al meu. Nu e vostru. Dar dacă nu e vostru, până vărsați. Dar păi omul a venit și l-a lăsat. Cum să lăsăm? Fricitirea dumneavoastră? Da, am fricitirea. Dar dumneavoastră a spus, de la bună început, a spus că ți-ai apă dulci. Așa, am glumit. Glumiți așa. Dar ce nici dumneavoastră sunteți? Max. În polemică, da? E ok, păi să-i sună poliție, serios. S-a dorit să intrați și să-i vărsați asta, să utilizați. Dumneavoastră vărsați, eu nu vărs. Bine? Ok. Tu-ți imaginezi? Vinul și ala care acolo era, să-i răjuiesc, tot e lora. Și tu, Max, te duci până mai încolo. Dar cum așa a ajuns o persoană să vii și spui în frigider? Trebuie gen rece. Trebuie gen rece, da? Și nu în capot în frigider. Cum nu în capot în frigider, dacă el a fost în frigider? Nu la mine, la pensiune. Voi numai și ați spus că voi asta e pe dolci și începește. Eu am bani de port acasă, nu mâncat în frigider. Poți să-mi fac la noastră? În fix aceeași logică, da? A pus poate ajunit cu produsele de acasă încă? Și rupt pe o oră, două. Andrei, că uite aici, arată că ești anotații, nu? Vedeți? Nică noi. Lipsesc anotațiile, da? Da. Dacă nu avea anotații, ne sper că îi le dăm în urmă. Da, dar că noi nu ai anotații, uite. Poate în tot magazinul? Nu, tot magazinul, nu. Ia, aici, vopșe. Dar ce înseamnă punctul ăsta negru? Cernea точка. Mai multe produse care nu trebuie să fie pus spre comercializare. Ca de exemplu, suc care este expirat, uitați-vă așa, 23 august 2022 este expirat. Vă reamintesc că astăzi este 18 iunie. Mâncare pentru copii cu data ștearsă. Uitați-vă aici, amuș. Uitați-vă, vedeți? Aici trebuie să fie data. Și au șters-o. Două produse. Din felul ăsta, cafeaua este expirată. Uitați-vă, 12 iunie este expirat. Nu cu mult, dar este expirat. Mai departe. Aici. 19 mai 2021 expiră. De fapt, 19 mai 2021 este produs și valabil 2 ani. 24 de luni este expirat. Mai departe. Ceai, bomboane, toate sunt expirate. Asta este expirat. Am întrebat vânzătoare ce sunt astea. Mi-a zis că e apă dulce. Noi le-am deschis, am mirosit. De fapt, ăsta e vin sau borșacru, eu nu știu. Ăsta e vin alb, dar miroase nu prea bine. Și așa produs este ilegal să vinzi în magazin. V-am mai arătat încă o dată câte produse deja expirate am găsit. Între timp am mai găsit și un suc pentru copii expirat deja de o lună. Așa. Iată toate astea. Sucurile astea nu le-am arătat, sunt expirate deja. Spray-urile astea deja de vreo 2 ani sunt expirate. Ne uitați-vă, ăsta e din 2019 și valabil 2 ani. Adică este expirat în 2021. Iată, uitați-vă. 2019.
Ăsta la fel este expirat. Și multe alte produse care le-am mai găsit noi între timp. Da. Acolo este un magazin mai ideal care acolo chiar sunt produse expirate. Gălușca? Nu gălușca, mai încolo leac și așa. Dar cum ea se cheamă? Dar nu știu cum se cheamă. De departe mult? Nu. Nu? Da, nu știu. Copii. Dacă dumneavoastră vine să așa copii produse expirate. Nu, copiii au grijă măcar de viitor. Interesante. Ești bravo, da, da, da. Mai bine să nu fumeze, dar să ocupi cu un lucru bun. Este un magazin Gălușca mai sus. A spus că tot noi în live și au închis un mașin. Magazinul l-au închis. Da? Da, dar nu e lucrat. Dar șeful cunoaște dumneavoastră când ai intrat încă? Nu știu. Nu știți? Bine. Dacă și-a firma să afle, da? Dacă și vada. Ce-ai găsit? Apoi 72 de ore din 14 și așa. Uite, 72 de ore de la 14 și unii. Da, za nu-i dată din 18. Da, da, da. Da, da, da. Asta e mușe gaia. Uitați-vă, asta e data producerii și valabil 72 de ore. Vedeți aici. Sunt expirat. Am mai găsit fix așa o cutie. Uitați-vă aici. Tot așa 14 iunie, 72 de ore. Dar aici îi Doamne ferește. Poți să faci cercetări biologice aici. Uitați-vă. Data producerii 27 septembrie 2022 și pe 23 mai sunt expirate, dar ele oricum se vând. Astăzi este deja 18 iunie, vă reamintesc. Aici am mai găsit și așa biscuiți, iată e cam așa arată, nu mai pun mâna mea aici, dar vă arăt termen de valabilitate 28 mai sunt expirate. E ca așa băieți, un magazin nu mai îndeau. Două văpscuri într-un singur video. De preferință în mintea zi. Tot așa. Bă, de ce nu la magazin expirați sunt? Din păcate. Dar nu-i departe, apropo de Chișinău. Când mi-o dăm de fereastră. Așa, dacă cinci, cu cât costă dumneavoastră așa? Nu știu. Nu știu, da? Dar persoana asta care a pus în frigider la dumneavoastră, să-i mulțumită că noi am uitat persoană? Cum că e considerat? Da, să-i mulțumită, dar poate să spunem multe, nu era ca mine. Asta mă gândi că o amendă, da? Să mă voi nu aveți drept să arătați fața vânzătoarei, conform cărei legi, te rog să-mi spui, Victoria. Nu știu. Dar și poliția nu-i împotrivă, atunci mai e. Legile a cui? A Ugandiei, a Africii, de care legi te gândesc? Dar în Africa nu sunt persoane care se merg cu cameră. Nu, eu spun așa, știi, exagerez, conform cărei legi te gândesc. Ați mai învățat, ați mai avut așa experiență, nu? Trebuie zi mai des încă cât, da? Bă, ziceam, ceva nou, bă, înseamnă. Super. Ați vă abonați la noi pe YouTube, ați vedeți cum noi învățăm. Eu știu, proprietarii sunt oameni muncitoși de treabă. Ok, noi nu negăm. Eu vreau spun că doamna vânzător e destul de amabilă. Da. Doamna că n-are cusonul față la dânsă, dar... Accent rusesc, lasă de dorit. Nu trebuie și numai cusonul ăsta. Dar ce n-areți cuson? În spațiu public se poate de filmat pe care om. A? Foarte corect. Cum vă? Mă închid. Dar cum vă cheam? Elena. La care n-ați un problem? Tot vinul este vărsat. Adică câte sticle erau, vin fără careva acte de proveniență. Bine, doamnă vânzătoare, sper că n-ați le puneți înapoi pe rapid. Nu le puneți, precis, da? Îmi dați cuvântul vostru. Da. Dați bine, noi dar am plecat. Asta e record, căroși, rebeata, am găsit produs expirat de 11 ani, uitați-vă. Prugeți așa cum am spus.